găsit la o nouă ediție Proiect România. De această dată revenim la formatul nostru inițial. Vorbim despre proiecte interesante, despre cum redesenează, regândesc unii România și în cadrul acestei țări de diferite comunități. Avem astăzi două personaje foarte interesante, două personaje cu povești și mai interesante. Cum le spunem noi de obicei, cei de prin televiziune, oameni frumoși, cu gânduri foarte frumoase. Îi salut cu mare respect pe domnii Andrei Suciu, președintele Asociației T9. Ce înseamnă acest T9, veți afla în scurt timp. Bun găsit, bine ați venit! Bine v-am găsit! Și domnul Călin Pintea, domnia sa, este vicepreședintele acestei asociații, adică Asociația T9. Bună seara! Bună seara, bine v-am găsit! Stimați domnule, aveți două povești foarte interesante. Eu v-aș propune și dumneavoastră și telespectatorilor noștri să le parcurgem așa, punctat măcar, ca să ajungem într-un final la niște proiecte foarte concrete, proiecte care vă așteaptă și care sunt în derulare chiar în aceste zile, în aceste săptămâni, care probabil, în mod sigur, se vor canaliza toate într-o perioadă cât de curând, în luna iunie. Dar înainte de toate, vorbeam de această asociație T9. Ce înseamnă, de fapt, ce acoperă acest T9? T9 vine de la Turda, T-ul, și 9, dar pus la putere, Turda la puterea 9. Asta este explicația de la T9. T9, foarte bine. Când a luat ființa această asociație? Prima dată cred că ne-am întâlnit undeva în luna august anului trecut. Noi suntem un grup de prieteni vechi. Pe noi ne leagă foarte multe amintiri, ne știm unii dintre noi din copilărie, din anii liceului și deși ne-am întâlnit în ultimii 20 și ceva de ani din când în când, în august ne-am întâlnit oarecum într-un mod diferit. Și poate am ajuns la un anumit stadiu în viață în care ne-am decis să luăm lucrurile dintr-o altă perspectivă și am zis de ce să nu facem unele lucruri și pentru Turda, T-ul din T9, după ce am stat mulți dintre noi o perioadă îndelungată în afara României. De asta, așa cum ne-ați caracterizat... Ați stat sau mai stați? Pentru că este o mică mare diferență. Eu am stat. A, deci dumneavoastră totul este la trecut. Eu am stat dânsul că ea. Deci afară. T-ul acesta de la Turda 9 poate să fie și un T care înseamnă trecutul. Dumneavoastră mai sunteți, hai să spun așa, în termen nobile ai cuvântului, navetist între România și alte țări? Eu sunt un navetist destul de original. Fac naveta între România și Canada. Aoleu, de câteva... distanță destul de mare. Nu e așa de mare în zilele noastre. Industria transporturilor s-a dezvoltat extrem de mult și de multe ori pleci seara după orele de program dintr-un loc și ajungi a doua zi înainte de orele de program în cealaltă parte a lumii. Adică din T1 pleci în T2, cum ar veni. Spuneți-mi, povestiți-mi, vă rog, și mie și telespectatorilor, puțin mai concret. Încep cu dumneavoastră, pentru că dumneavoastră deja, după câte am înțeles, ați tras o linie roșie. Ați lăsat în urmă o parte destul de consistentă din viața dumneavoastră. Unde ați fost? Ce ați făcut? De ce ați fost? Păi în 97 am plecat, după ce am terminat facultatea, la 2 ani am plecat... Ce facultate ați terminat? Mecanică, știința și ingineria materialelor, aici la Cluj. Am plecat în Emiratele Arabe Unite, unde am stat 12 ani. 12 ani în Emirate? În Dubai. Și vreo 7-8 luni în Abu Dhabi, care este capitala Emiratelor. Am lucrat într-o firmă austriacă de construcții. Firma are vreo 112 ani de când există. N-au avut o problemă să mă angajeze, deși eram inginer mecanic și firma se ocupă mai mult de construcții speciale, poduri, acoperișuri de moluri, dar diferite de ce se vede la noi, deci nu este strict o firmă de construcții în betoane, cum se lucrează la noi cel mai mult. Am stat 12 ani acolo, am început de jos, pentru că m-au angajat ca și un inginer simplu și încet, încet am evoluat și am ajuns până la manager de proiect,
cu valori de... În cât timp ați ajuns de la, cum ați spus dumneavoastră, de jos, până la manager de proiect? Păi cam luat vreo 7-8 ani. 7-8 ani? Oare aici s-ar fi întâmplat la fel, de la munca aceea pe care ați fi efectuat-o în alte condiții, ca în 7-8 ani să fiți manager de proiect? Depinde de ce partid era la putere. A, introducem și aici politichia, că n-avem cum să... Mi-am permis o glumă. Aici partidul la putere sau acolo partidul la putere? Eu nu știu ce partide sunt în Abu Dhabi, acolo nu am experiență. Acolo sunt partide. Nu sunt partide? Nu sunt partide. Deloc? Nu, și nici nu este o democrație. Țara este condusă de un șeic, de familia șeicului, practic, și de oamenii bogați. Au altă politică față de cetățeni. În Emirate nu poți să-ți înființezi o firmă decât în momentul în care ai un sponsor localnic care deține 51% din firma pe care tu o înființezi. Adică stați să înțeleg și mai bine. Dumneavoastră vă duceți acolo, vă apucați de lucru la cineva, deci nu în propria firmă. La un moment dat spuneți așa, hai să-mi fac și eu o firmă, dar nu e chiar așa că te duci la oficiul Registrului Comerțului din Abu Dhabi, ci trebuie să-ți găsești un localnic, un șeic, da? Și om de rând. Deci nu om de rând care are capitalul care necesar, da? Nu trebuie să aibă capital. Din contră, tu trebuie să ai tot capitalul. Adică dar... eu trebuie să-i acopăr lui partea de 51%. Da. Deci legea așa spune acolo. El nu vine. El practic vine și este cu numele lângă tine ca și cetățean al țării respective. Atât. V-a plăcut acolo? Da, mi-a plăcut pentru că... Mentalitatea oamenilor diferă cu mult de cea a celor din Turda? Diferă, pentru că marea majoritate a localnicilor sunt școliți în țările din vest, în America și în Europa, iar ceilalți localnici, cum am fost eu, expați, așa numiți oameni care vin la lucru, sunt din toate țările din lume. Iar de aceea la Dubai și zice melting pot în engleză, adică o oală în care se fierbe toate naționalitățile. Păi cam așa e și prin Ardealul nostru. Da, și oamenii vin pentru bani, în primul rând, să lucreze și asta este tot. Nu interesează... Cât de des veneați acasă în acea perioadă? Cel puțin o dată pe an. Cel puțin o dată pe an. Aveam concediu 30 de zile lucrătoare, lucram 6 zile pe săptămână. Dar nu v-am întrebat, dumneavoastră v-ați și făcut o firmă acolo sau ați mers pe mâna altora? Nu, nu mi-am făcut firma. Eu am lucrat la aceeași firmă de când m-am angajat și până când am plecat. 12 ani. 12 ani. La dumneavoastră în Canada probabil puțin mai altfel decât în Abu Dhabi și în toată acea zonă. Ascultându-l pe Andrei acum, mi-am dat seama că eu mi-am petrecut toți acești ani într-o parte a lumii total opusă. Nu doar geografic, în Canada, cât și ca și mod de organizare. Și mi-aduc aminte că ultima dată când am avut nevoie să deschid o firmă a durat cam 6 ore și am făcut-o la telefon împreună cu contabilul meu. Adică la telefon v-ați deschis în 6 ore o firmă, da? Da, da. Deci undeva pe la ora 10 dimineața v-ați apucat? M-am decis, da. Am pus mâna pe telefon și am zis hai să facem în felul următor. Iar înainte de 5 m-a sunat și a zis totul e rezolvat. Nu mai trebuie și totul prin telefon? Nu trebuia să duceți nimic? Hârtii? El s-a ocupat prin internet. Formulare? Nimic? Nu, pentru că informațiile pe care un registru al comerțului, echivalentul Registrului Comerțului din Canada, le-ar avea nevoie ca să deschidă o firmă, acționarii, adresă și așa mai departe, există niște baze de date. Deci de ce să mai porți omul cu sacoșa de hârtii și un dosar cu șină peste acele hârtii, da? Că dacă nu l-ai, nu-ți ia dosarul, nu-ți ia actele. Vorbim de țara noastră. Dumneavoastră a spus-o. Eu am dat doar o comparație. Deci toate acele informații există niște baze de date. Singurul lucru care trebuie făcut este să le pui împreună și să dai drumul acelei firme, pentru că omul, dacă vrea să-și facă o firmă, are un plan. Are ceva în minte. Deci de ce să-l mai... Am avut la momentul respectiv și modul în care în cazul acesta Canada e organizată, te sprijină. Adică zice, domnule, dacă vrei să-ți faci o firmă, hai repede, dă bani încoace, taxele respective și dă-i drumul. Grupul acesta de prieteni pe care l-ați pomenit în deschiderea ediției de astăzi, cam câți erau la număr? Câți sunteți la număr? Aproximativ. La început eram 6. Și încet, încet... Nu, vorbesc de cei foști
foști colegi de școală, foști, despre care vorbea colegul dumneavoastră. Cam cât? Pentru că bag seama, cum se spune, păi, asociația așa mulți. Am făcut-o, cu 6. Nu, 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 vorbesc prietenii aia din școală care ați fost. Păi știți cum e, pe vremea când am terminat noi școlile, cam toată lumea se cunoștea cu toată lumea. Și în special în Turda era ușor. În Turda, oraș mic, cam toată lumea știa pe toată lumea, păi cât știți să zic, vreo 6-7 clase, ori 30 de oameni. E o mare, diferență între 6-7 și 6 ori 30, sau mă rog, cât ați pomenit dumneavoastră. Știți de ce vă întrebam? Cam câtă parte din acești aproximativ 6 ori 30, sau mă rog, cât o fi fost pe vremuri, au plecat din țară? Pe modelul dumneavoastră. Din păcate, prea mulți. Prea mulți? Da. Cam jumătate din toți aceștia sau peste cu mult? Aș zice 60-70% cel puțin. 60-70%. V-ați mai vorbit între timp, așa, când mai veneați o dată pe an, maxim? Păi, știți cum e internetul? Asta este partea bună a internetului. Bun, asta cu internetul am înțeles și cu restul logisticii, dar așa, face-to-face. Sunt colegi cu care nu ne-am mai văzut de mult, deși sunt plecați în state, prin diferite colțuri ale lumii, și sunt foarte mulți cu care ne-am văzut, care de câte ori veneam acasă, ne bucuram să ne vedem, să bem o sticlă de bere, să ne întâlnim, să... Așa e viața până la urmă. Cât de mult v-a surprins viața economică, viața socială, tot ce a ținut cu precădere de viața dumneavoastră de zi cu zi în Canada, în Emirate, în Dubai? Cât de mult ne-a surprins? Modul de viață, mentalitatea de acolo. Deci, dumneavoastră ați venit din Turda, v-ați dus acolo. Cred că ați avut câteva surprize. Și care au fost acelea? Marea majoritate a surprizelor au fost plăcute. Canada este una dintre cele mai ospitaliere țări din lume, zic eu, pentru noi veniți. Știu să primească oamenii și știu să le creeze condiții. Cum? Concret? Ce înseamnă? Am înțeles asta cu crearea unei firme, asta chiar că este o chestie mai mult decât domestică, să nu te poarte pe drumuri, să nu ți se spună tot timpul ghișeul unic, care de fapt nu este un ghișeu unic, ci este ghișeul unic al unui ghișeu unic 110 la rând. Aici am înțeles, dar în rest... Ghișeul de care vorbeați este ghișeul unde ți se spune la ce ghișeu trebuie să mergi. Adică să știi unde să nu mergi. Exact. Sau o reformulăm cum doriți de același lucru. Este deci foarte de regulă, important. Primul ghișeu la care mergi în România e ghișeul unde ți se spune care e ordinea ghișeilor. Da, lăsăm glumea la o parte și sarcasmul. Exemplul pe care vi l-am dat cu crearea unei firme nu este singular. În Canada, orice vrei să faci este standardizat. Dacă vrei să deschizi o firmă, dacă vrei să aplici pentru un document sau altul, există formulare foarte clare care pur și simplu nu ai decât să le completezi și să le dai mai departe, se rezolvă în X zile, fără nicio problemă și nu există dubii. Taxe multe la crearea unei firme sau? Taxe relativ mari. Și trebuie să fim conștienți că fără a plăti acele taxe, sistemul nu funcționează. Deci acolo nu merge ca prin alte părți, ca să nu ne supărăm unii pe alții, și la mica înțelegere. Cred că oamenii au ajuns la un anumit nivel de înțelegere a faptului că acele taxe trebuie plătite și își fac o datorie în a plăti acele taxe. Și dacă taxe, sunt plătite, atunci ești liniștit. Absolut. Că toate merg ca pe roate, da? Da, și anumite taxe în comparație cu România sunt foarte ridicate. Dar lumea le plătește, nu obiectează, nu încearcă să... Deci eludeze sistemul pentru că vede beneficiile. Noi suntem renumiți în toată lumea, noi ca țară, noi ca popor, că suntem foarte ospitalieri. Eu, din ce a spus dumneavoastră acum, am înțeles că se apropie de noi, hai să fiu foarte politicos, se apropie de noi și cei din Canada la capitolul ospitalitate. Noi suntem ospitalieri prin felul nostru de a fi. Ca adică și indivizi, ca și prieteni. Da, deci noi avem o deschidere extraordinară față de străini, o deschidere extraordinară față de musafiri. Când îți vine un musafir, îl tratezi cu ce ai cel mai bun. Asta este un lucru împământenit în România. Așa este. Dar n-aș putea spune că suntem foarte ospitalieri când vine vorba de starea drumurilor, de exemplu. Deci un străin nu are nevoie doar de o felie de slănină ca să ajungă cu ceapă, la dumneavoastră, da, 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 da. Ca să ajungă la dumneavoastră, ca să fiți foarte
ospitalier cu respectivul trebuie să parcurgă o distanță de 52 de kilometri de autostradă, da, măcar. Da. Și dacă nu, atunci are vreo 250 de kilometri de niște drumuri destul de problematice. Și vreau să vă spun că am un prieten foarte bun în Canada care, plăcându-i să călătorească, la un moment dat a zis, mă duc și în România. Și a venit în România și a vizitat două obiective foarte interesante. Salina Turda și Salina de la Pride. A fost impresionat de ambele, a venit și mi-a spus, sunt foarte mulțumit că am mers până acolo, am văzut niște lucruri remarcabile, dar zice, te întreb un lucru, că nu înțeleg. Voi de ce nu vă faceți drumurile? Și credeți-mă, eu n-am avut un răspuns. Băi, totuși i-ați spus ceva, că trebuia să-i spuneți. I-am zis că o să mă mai interesez mai atent, că am vrut să fiu politicos. Deși știați. Da, știam foarte bine. Din coace, cum e cu ospitalitatea, cu... Păi... Vi s-a spus vreodată, ei măi, străinule, ce cauți printre noi? Nu, nu, arabii sunt oameni ospitalieri, tocmai prin prisma felul lor de a fi. Gândiți-vă că ei înainte erau nomazi, umblau dintr-o parte în alta a deșertului și era o chestie de ospitalitate atunci când te întâlneai cu cineva cu caravana, să-i dai un pahar de ceai, să-i dai un pahar de lapte, să... Deci sunt... și ei sunt oameni ca și orice alți oameni. Trebuie să trăiești acolo un pic ca să îi vezi. Din păcate, ce vedem noi la televizor sunt părțile extreme ale... Dar știți care e problema și e foarte interesant, scuzați-mă că vă întrerup, că și acolo spuneți că se practică, bine, se practică de unele canale de televiziune, că se axează mai mult pe părțile negative, da? Asta am înțeles din ce a spus. Dar și despre România, în 26 de ani, știm foarte bine, ne plângem pe la colțuri. Acum, în ultima perioadă, parcă s-au mai potolit aceste canale de televiziune și nu numai. Arătau doar, fără să dau exemple concrete, că nici nu vreau să mai dau idei la unii și la alții, se arătau părțile proaste, se arătau părțile negative. Nu știu de ce se practică treaba aceasta. Probabil pentru unii înseamnă acel sfânt rating de care se tot vorbește. Deci v-ați acomodat destul de repede acolo, da? Cu populația băștinașă. Da, cu băștinașii te întâlnești destul de rar, pentru că ei, v-am zis înainte, fiind sponsori, au un alt nivel de viață. Cum adică ei fiind sponsori? Fiecare băștinaș e un sponsor? Păi, statul așa a făcut legile încât nu poți să-ți faci o firmă. Și nu îi spui salut amice, îi spui salut sponsorule. Păi nu, că îl iei pe nume, dar știți ce se întâmplă? Nu poți să-ți iei un taxi dacă nu ai un localnic. Deci... Stați, că n-am înțeles. Acum m-ați băgat într-o ceață de Abu Dhabi din aia totală. Deci dacă vreau eu să mă duc acolo cu colegul și prietenul dumneavoastră, noi doi mergem în vizită la dumneavoastră. Și bineînțeles că nu o să mergem cu trăbănțelul de aici. Vrem să luăm un taxi, să mergem la locația dumneavoastră. M-am exprimat greșit asta. Ca să fii șofer de taximetru. Ca să șofezi ca și taximetrist. Trebuie să ai un sponsor localnic, adică să aibă 51% din taxiul tău. Dar ăla, sponsorul ăla, nu trebuie să stea în taxi toată ziua. Nu, zi lumină să fie ca un ghid turistic. Practic, ce se întâmplă? Se face o înțelegere la începutul contractului și zici, mă, câți bani ai nevoie pentru 51 a tăi din firmă, să nu mă mai deranjezi. El îți stabilește o taxă, să zicem, $3,000 pe an. Îi dai $3,000, tot ce faci de acolo încolo este treaba ta. Nu există taxe, sau nu existau cel puțin atunci când... Și nu mai ai treabă nici cu fiscul local, cu nimic, nimic. Nu există taxe. Nenea, sponsor... Atât. Acoperă tot. Tot. Nu există taxe. Singura taxă existentă pe vremea când eu eram acolo era 4% taxă de import. Atât. Atât? Atât. Scurt. Impozite pe venit, pe profit, pe locuință, pe taxi. Puteți să ziceți câte vreți, eu tot o să vă zic nu. Încă o dată vă spun... Ce părere aveți? Păi sunteți antreprenori și dumneavoastră. Ascult. Ați mai auzit povestea asta de 100 de ori, dar vă întreb eu acum, de față cu prietenul dumneavoastră. Vedeți cum diferite sisteme în colțuri relativ opuse ale globului funcționează în mod diferit. Și atrag atenția asupra cuvântului, funcționează. Și în Abu Dhabi lucrurile funcționează. În Canada și în Statele Unite, n-ai rost să mai explicăm, merg strună. De ce nu merg lucrurile aici? Acum ne întrebăm noi revenind la... Da, imediat mergem la de ce nu merg și cum merg și cum ar trebui să meargă.
Spuneți-mi, vă rog, cele două modele pe care le-ați spus succint, cel canadian cu tot ce ne-ați povestit, cel cu sponsorii, măcar parțial, măcar nu 51%, măcar 0,51% s-ar putea aplica pe plaiurile mioritice? Eu zic că da, pentru că ambele, adică nu, despre Canada nu știu, despre al dumneavoastră model cu în Emiratele Arabe, marea majoritate a localnicilor au studiat, cum vă spuneam înainte, în Statele Unite sau în America. Bine, dar modelul acesta, una e că au studiat acolo și au studiat cam ce a spus colegul și prietenul dumneavoastră, care se aplică în continuare în acele state, Canada, Statele Unite, etc. Și alta e că în casa lui, în țara lui, el vine cu un model cu totul și cu totul original și în premieră. Da, dar nu au încercat să inventeze nimic. Au adus toate firmele de consultanță din Anglia și din Statele Unite și au lăsat pe ei să îi învețe. Întotdeauna, dacă era un director din Statele Unite, de exemplu, lângă el erau 2-3 localnici care învață. Americanul, practic, este cel care duce în spate toată partea, dar localnicii învață. N-au încercat să facă nimic original. Bun, au luat tot ce funcționează și l-au aplicat la ei în țară. Și toate acestea, dacă ar fi transferate răspăi mâine la Turda, ce s-ar întâmpla? Toate astea, dacă ar fi transplantate răspăi mâine la Turda, lucrurile ar începe să se miște altfel decât ceea ce știm acum. Mergem și ne căutăm un sponsor la Turda. Păi, vă dați seama, dacă mă opresc eu în centru orașului minunat al dumneavoastră, Turda, pe nume, și zic așa, caut un sponsor, cred că râde lumea. S-ar putea transfera câte ceva din tot ce ați văzut, tot ce ați simțit pe pielea dumneavoastră ca antreprenor din Canada înspre țărișoara noastră? Eu zic că trebuie transferate ideile bune. Și mi-ați ridicat o minge la fileu, ați zis cum pot fi lucrurile astea implementate sau transferate pe plaiurile mioritice. Da, asta am întrebat. Din păcate, pe aceste plaiuri mioritice care ne sunt atât de dragi, funcționează vechea legendă mioritică unde doi baci se vorbesc noaptea pe la cântători cum să-i fure oile celui de-al treilea. Asta este singura... Al treilea, dar acum deja sunt mai mulți. Și al treilea, și al patrulea, și al cincilea. Când am citit eu Miorița, da, era numai cu trei. Acum deja mai mulți, am ajuns la un regiment întreg. Da, da. Posibil. Da, așa. Da. Dacă această politică a celor trei baci mioritici continuă, vom avea același rezultat. Tot timpul își vor fura oile unul celuilalt. Dacă luăm niște idei bune de undeva de afară și le implementăm așa cum se pot în România, ele trebuie să funcționeze cu o condiție. E nevoie de o viziune. Și atât în Emirate cât și în Canada, cei care au implementat sistemele respective au avut o viziune, adică au vrut să știe, domnule, unde vrem să ajungem în 5 ani, în 10 ani și așa mai departe. Și așa au pus sistemele respective deci la punct încât au gândit-o înainte de a... Asta dacă îi spuneți la un fost profesor universitar de pe vremea trecută, în 89 decembrie, spune, da, ca și planificarea socialistă. Exact așa. Deci trebuie planificat totul ca să fie strună. L-am spus-o cu răutate. Nu, și iau partea bună din ce ați spus. Planificarea de tip socialist pe care noi am învățat-o avea și părți bune. Din păcate, nu dădea voie antreprenorilor sau posesorilor de succes să își dezvolte ceea ce vreau să facă la o viteză mult mai rapidă. Că dacă nu era planificată, nu se făcea. Ei, trebuie să dai voie și oamenilor să vină cu idei noi și să le Acest dezvolte. Intro era absolut necesar, stimați domni și prieteni din Turda, ca să înțelegem prezentul și viitorul. Turda are un potențial fantastic. Așa vedem noi de aici, de la nici 30 de kilometri de la Cluj. Dar așa văd probabil și cei din capitală, probabil și din mai toată Europa și nu numai. Care sunt obiectivele acestei asociații T9? Ca să sărim așa câteva etape. Păi, în primul rând, Asociația T9 își propune dezvoltarea orașului Turda. Pe toate palierele, dacă se poate. Asta este ceea ce ne dorim. Pentru asta am făcut-o. Nu, nouă, da, dați-mi, vă rog, două, trei exemple.
În mod sigur, cred eu, vor apărea și drumurile care trebuie reabilitate, reasfaltate, mă rog, toată tevatura care se poartă în jurul infrastructurii și mai ce. Drumurile sunt, da? Cuprinse în... Da. Eu zic că, drumurile peste tot. Eu zic că una din principalele lucruri care ar trebui să le putem sau care ni le propunem la Turda ar fi repopularea acestui oraș. Pentru că orașul îmbătrânește, îmbătrânind, sunt oameni care dispar, oamenii dispărând, ajungi să ai o bază de impozitare mult mai mică, deci ajungi la un buget mai mic, nu poți să te dezvolți. Repopulare ar însemna și reindustrializare. Corect. Da? Deci prin diferite mijloace să ajungem la repopulare. Crearea și... locurilor de muncă mai bine plătite, să cum poți... Cum să faci cu infuzii de tip, din afară, de tip Abu Dhabi sau ce? Pentru că reindustrializare, noi putem să povestim, stimați domni, mult și bine. Știți foarte bine, și la dumneavoastră stau niște fabrici și uzine și pe la noi, pe la Cluj, și pe la cei care ne privesc la Hunedoara și în toată țara. Cum să reindustrializezi ca să repopulezi după aceea? Sau în paralel să o faci? Din păcate, Turda a fost un oraș eminamente industrial. Avea la un anumit moment peste 45.000 de angajați. Dar nu era monoindustrial, cum era Baia Mare. Nu era monoindustrial, avea industrie chimică, se făcea carburat de siliciu, ciment cu toate componentele. Din toate acestea, ce-a mai rămas? Ce-a mai rămas? Sticla, Turda, vai de mine. Este o legendă cu bacii aceia de care vorbeați dumneavoastră. Trebuie să ne gândim bine la ce a mai rămas. Au rămas răni adânci pe obrazul orașului la intrare, fabricile sunt dărâmate, sticla Turda, nu știu dacă mai are vreo 150-200 de angajați. Mai are angajați? Încă funcționează. Da, încă funcționează, dar duce în spate în cârcă o datorie istorică, fără de care ar putea să trăiască foarte bine, dar o duce în spate. Iar cimentul însăcuiește cimentul făcut în altă parte. Deci, practic, mai este fabrica de... se face rigips la Turda, un cuptor parcă de gips. Deci... Bun. Și care ar fi metoda prin care ați revigora? Pentru că până aici e clar, ați făcut un inventar foarte sumbru. Foarte sumbru. Real, dar, din păcate. Realist, dar sumbru, sau sumbru, dar realist. Dar care ar fi pârghile prin care ați venit dumneavoastră, prin asociație, dumneavoastră ca, cum a zis-o, un mare clasic politic pe persoană fizică, ce ați face? Cum ați face? Cum ați proceda? Pentru că nu cred că la prima strigare sponsorii din Abu Dhabi ar sta la porțile orașului. Am discutat despre industrializare sau de profilul industrial al Turzii de acum 30 de ani. Trebuie să acceptăm un lucru. Tehnologiile care au fost folosite la vremea respectivă, corect, au murit. Așa este. S-au dovedit a fi complet ineficiente de-a lungul timpului și nu mai aveam cum să fim competitivi pe plan internațional cu acele fabrici, acei mastodonți industriali. Deci, haideți să acceptăm lucrul ăsta și să mergem mai departe. Trebuie înlocuit acel profil industrial pe care l-avea Turda cu ceva nou. În fiecare zi apar meserii noi în lume. Uitați-vă doar de când a explodat internetul, câte meserii care se bazează pe internet au început să fie o realitate. Care se bazează pe internet înseamnă că nici nu trebuie să mai ieși din casă, poți de acasă pe laptopul tău să... Exact. Da? Și sunt foarte mulți oameni care câștigă bani serioși din acele activități. Noi trebuie să fim foarte deschiși la nou. Trebuie să lăsăm ceea ce ține de trecut deoparte și să ne orientăm către idei noi, promovate de oameni noi și să facem Turda, în cazul ăsta, mult mai atractivă. Și am să fac o comparație care îmi stă la îndemână. La Turda există Salina Turda. Da. Este un noroc, pentru, o mândrie. O mândrie este... nu numai pentru dumneavoastră, slavă Domnului, și pentru alții. Absolut. Este indubitabil o atracție turistică. Vine lumea la Salina. Eu fac o comparație între Salina din Turda și Cascada Niagara, care este iarăși un fenomen natural. Nu zâmbiți. Stima, că... nu zâmbesc. Nu, am început să... Vă vine zâmbetul pe buze. Nu, să am niște palpitații, că a țărit așa.
foarte, nu mă tem foarte să fac comparații brusc, absolut foarte brusc, de la Salina la Niagara. O să vedeți de ce fac această comparație. Chiar, este chiar tot un fenomen natural, este pur și simplu un lucru unde oamenii merg să se uite la ceva, exact ca la Salină, însă e o mare diferență între Salina Turda și Cascada Niagara. Când te duci la Niagara, mai ai încă 300 de lucruri pe care le poți face în zona respectivă. Adiacente. Adiacente. Poți să stai pe iarbă cu copiii. Poți să te uiți la niște grădini de flori. Ați fost? Stau la 120 de kilometri de cascadă. Bine, numai ca să înțeleg și mai de bine. Mai multe ori. Deci vorbesc din proprie. Scuzați-mă. Da. Restaurante peste restaurante. Avem de și aici. Orice avem fel... și aici, stați. Nu fiți răutăcios cu propriul oraș. Și acolo, fără să dăm nume, și la acolo este. La sunt câteva restaurante bune. Da. Dar eu vorbesc de zeci, mă rog. Comparația trebuie să aibă o anumită scară. Bineînțeles. Dar eu vreau să atrag atenția asupra un alt detaliu. Mai ai ce să faci și altceva. Nu mă duc doar la Niagara, mă uit la cascadă și plec. Și pot să stau, dacă vreau, o săptămână acolo. Stimați domni. Și să cheltui bani care rămân corect, local. Corect. Acolo am vrut să ajung. Foarte bine că ați ajuns aici. Și de fiecare dată, când ajung într-un punct asemănător cu diferiți invitați, întotdeauna apare problema mentalității. De-aia suntem aici, să o schimbăm. Păi noi trei, dacă am putea să o schimbăm... Mai schimbăm la încă 6 și la încă 60? Ar fi foarte bine. Mergem în direcția asta. Asta cu mentalitatea e foarte greu, stimați domnule. Nu vi se pare? Mentalitatea se schimbă dacă vezi că este... Deci ai altfel de exemple. Ori în ultimii... Adică exemplul tău personal. Unul dintre ele. Cineva trebuie să înceapă. În ultimii 26... În ultimii 26 de ani... Ca exemplu acesta ani... cu Niagara, mi se pare, și îmi pare foarte bine că prietenul dumneavoastră ne l-a pomenit și ne l-a propus ca model de urmat, bine, la altă scară, pentru că exact despre asta este vorba. Avem țintit o chestiune, vezi, Salina Turda, ca să rămânem la exemplul dumneavoastră, și în rest, dacă se poate, chiar la intrare să mai avem molos de pe vremea lui Pazvante, da? Avem. Nu știu, deci acum nu vorbesc de sală, dar de obicei așa se întâmplă. Sau dăm drumul la o sală polivalentă, oriunde, dar cu exemple concrete, și unde mai lăsăm și niște gropi și găuri unde, Doamne ferește, poate să cadă un copilaș care să-și frângă gâtul și să-și rupă două picioare. Asta este problema și ține de bibilică, adică de mentalitate care e foarte greu de schimbat. E foarte greu de schimbat, dar dacă nu începe nimeni și având în vedere ultimii 26 de ani în care tot ce ai auzit și tot ce vezi, ți se spune nu se poate schimba, e foarte greu. De ce? Că e mai ușor așa să zici că păi nu, dar... hai să o lăsăm așa să nu ne atingem? Nu, că... dar e mai ușor pentru cei care conduc. În momentul în care îți spun că nu se poate schimba, atunci ei pot să facă ce vor. Că... Da, dacă așa nu cum se poate schimba, nu putem face nimic. Asta este, nu putem, este greu. Nu... Eu așa simt, poate că greșesc și vă rog foarte mult să mă corectați, stimați domni. Dumneavoastră, în afara faptului că ați stat cât ați stat și mai stați în diferite zone ale globului, țineți foarte mult la Turda natală, 2. Țineți foarte mult la coechipierii de pe vremea din vremea tinereții, școli, mă rog, prietene comune și tot ce ține de capitolul acesta. Și parcă, pornind de la toate acestea și din tot ce am discutat până acum, dumneavoastră vreți să faceți așa o chestie la scară mare. Adică, vin 5, 6, 7 prieteni, bărbați binefăcuți, într-o asociație T9, eu mă gândeam la început, vă spun, când am văzut așa prima dată T9, mă gândeam la niște avioane în sensul concret al cuvântului. Și vreți să schimbați mentalitatea concetățenilor dumneavoastră din Turda, ceea ce mi se pare întotdeauna acasă la tine să fii profet, e cel mai greu. E cel mai greu. Adică vreți să rostogoliți niște treburi pozitive în Turda natală, așa este? Domnule Pintea. Este foarte exact. Acum, nu vrem să fim profeți la noi acasă, dar pornim cu un capital de imagine. Pentru că dacă era să o facem, această asociație, să o facem undeva la gura humorului, nu ne cunoștea nimeni. Am început la Turda, aici ne-am născut, aici
avem foarte mulți prieteni, există acel capital de imagine. Da, vrem să facem ceva cât se poate de serios. De ce? Auzim cu toții în ultimii ani că e nevoie de oameni noi. Nu. Că... Politicienii cei mai vechi spun așa, avem nevoie de fețe noi. Dar interesant e că acei politicieni le spun care sunt fețe foarte vechi. Exact. Și atunci stăm noi jurnaliștii și pălmașii și se întreabă, oare și el se consideră față nouă cel care o spune? E foarte interesant. Depinde de situație. În anumite momente, acea, dumneavoastră a numit-o, față veche, se consideră veche și uzată. Am folosit aceeași expresie. I-am parafrazat pe mari politicieni. Am parafrazat și eu la rândul meu. Își asumă experiența respectivă și recunosc că vremea lor a trecut. O spun cu subiect și predicat de multe ori. Dar când vine vremea să lase locul altora... Adică concret. Concret, adică de mâine. Mâine trebuie să predau cheia și inventarul. Hai să facem un plan, domnule, în 6 luni. Facem un schimb de generații. Atunci zice, nu sunteți buni. Tot noi suntem cei buni și fețele noi sunt tot acele vechi, poate ușor machiate. Interesant ce spuneți. Asta cu machiajul îmi place. Că... Da, ușor, că lumea își dă seama. Păi bineînțeles că nu poate să-și pună kilograme de feștea pe obraz. Da, să știți, da, sunt unii care nici nu mai folosesc machiaj, pentru că obrazul ține mult. Dacă obrazul e gros, nu mai e nevoie de machiaj. Nu mai e nevoie de machiaj. Corect. Bun, vreți să schimbați radical în turda multe. Drumurile nu vă mai întreb, că v-am întrebat și eu întreb peste tot. Aveți acest simbol și sunteți foarte mândri și foarte bine o faceți cu Salina Turda. Am vorbit despre repopulare, reindustrializare la o adică, dar foarte bine a făcut colegul și prietenul dumneavoastră, a punctat. Una e să reindustrializezi, să repopulezi pe stil vechi, când și tehnologiile erau altele și etc. Totul trebuie refăcut pe stil nou, cum ar veni, și pe tehnologie nouă. Și mai ce? Tinerii care au plecat, nu știu, nici nu am curajul să vă întreb, tineri care au plecat cu de totul, pentru că și dumneavoastră ați plecat tineri, dar ați revenit. Dumneavoastră ați revenit cu de totul, dar dumneavoastră mai aveți de călătorit, nu? Cât o mai țineți așa cu... Cât pot. Cu naveta. Nu e o problemă. Dar ați visat așa vreodată că vă veți stabili aici sau acolo? Când se termină navetismul acesta? Când reușim ca marea majoritate a obiectivelor asociației TNO să fie puse în practică, mă găsiți aici tot timpul. Vă găsim la Turda? Absolut. Bravo! Deci e o mare diferență, stimați domni, între ce faceți dumneavoastră, ce gândiți dumneavoastră, ce face asociația pe care o conduceți, alături de camarazii dumneavoastră, și ce se întâmplă, vrând nevrând, cu vină, fără vină, cu acei tineri care și de la Turda, în număr mare, sunt absolut sigur, fără să am date în fața mea, au plecat și au zis, eu cam dată de Paști, de Crăciun, după care, numai de Crăciun, după care... I-ați primit 2 ani și după aceea... Așa este? Da. Așa este? După aceea se termină venitul acasă la Turda. Ce facem cu tinerii? Sau ce face asociația T9, pentru că acest T poate să fie tineri noi? Păi, în primul rând, ca tinerii să se întoarcă înapoi la Turda, eu zic că, iarăși, unul din principalele lucruri care trebuie să se schimbe este infrastructura. Să le ofer la Turda lucruri pe care le găsesc în orice oraș mare din lume, de unde sunt plecați. Pentru că acum să pleci în Anglia este ușor. Te urci în avion, 2 ore, ești la Londra. Tinerii văd foarte ușor și pot să facă comparație între marile orașe ale lumii pe unde merg și lucrează și orașul din care provin. Ori, din păcate, Turda a rămas în urmă la... Locuri de muncă. N-ar trebui totuși pentru acei tineri care s-ar gândi? Aveți vreun cunoscut
sau cunoscutului vreunui cunoscut din Turda, unde tânăr s-a reîntors după ce a studiat, să spunem, 4 ani de zile la Sorbona, dau și eu niște exemple așa, și a zis, domnule, am studiat unde am studiat, dar vreau să revin la Turda ca să dau mai departe ștafeta următoarelor generații. Aveți astfel de exemple în Turda? Eu zic că sunt multe exemple de oameni care se întorc. Unii că își doresc să facă lucrul ăsta, alții chiar de nevoie. Și alții de musai, da. De musai. Realitatea este următoarea. Sistemele se egalizează între ele și în Europa. Nu se mai câștigă neapărat așa de bine în țările occidentale, în Europa occidentală. Și am vorbit și de taxe la începutul emisiunii. Cu cât rămâi la sfârșitul lunii în buzunar, după ce plătești tot ce ai de plătit, nu e o mare diferență între un turdean care a plecat în Spania sau Italia sau un turdean care muncește foarte serios în zonă undeva. Deci veniturile se cam egalizează și există o tendință crescândă a oamenilor de a se întoarce. Totul este ca această tendință să fie accelerată, să-i dai un motiv omului să se întoarcă, să-l stimulezi și să încerci să-l atragi înapoi, pentru că ăla e un capital extraordinar de valoros pentru România. Oamenii aia care au stat 5, 10, 15 ani afară și au văzut cum merg lucrurile, trebuie aduși înapoi. Ce poți să le oferi, cum spuneți dumneavoastră, acelora care ar fi potențiali, care s-ar întoarce? Pentru că nu toate depind de tine. Suntem în luna aprilie. Încă o lună, adică mai. Și la începutul lunii iunie, din nou, avem alegeri locale. 5 iunie. Veniți dumneavoastră ca primar. Mă joc așa și eu cu un filmuleț. Ce le oferiți? Trebuie la un moment dat să dați un semnal și către acei tineri de care vorbea domnul Pintea, colegul și prietenul dumneavoastră. Ce le transmiteți prin diferite mijloace care vă stau la îndemână acum și dumneavoastră, de la internet la tot? Păi... Ce ați putea să le spuneți? Măi, Ioane, tu, Maria, ăștia fiind la 20-30 de ani maxim, hai acasă că ce? Hai acasă că o să vezi banii localității administrați ca și afară. O să vezi o transparență totală în administrarea fondurilor. Ce înseamnă transparență? Aoleu, stimate domn, publice? 20 de ani, măcar, hai 10 ani cu îngăduință de la noi, tot asta cu transparența o auzim, tot asta cu... Stați că-mi scapă, că de câteva zile bune n-am vorbit cu aducerea, cum e cu asta, cu nu autonomia, nu descentralizarea, că n-am auzit-o. Mi-au lipsit niște politicieni care au tematica asta înfiptă bine în căpșor. Cum o rezolvă primarul de Turda dacă primarul de Reghin nu o face? Păi foarte simplu se poate rezolva, cel puțin în opinia mea. Poți să iei bugetul acela, să-l faci public de la început, să-l vadă toată lumea. Acum nu este public? Este public, dar este făcut public în așa fel... Stați că nu e de acord, prețenul noastră. El e mai gică contra, hai că-mi place. Este făcut public în așa fel încât este foarte greu ca o persoană simplă să se uite în el și să înțeleagă despre ce e vorba. Deci aia, dacă mi-o spuneți că se face public și îmi vine primarul H și Q și spune, da, domnule, l-am afișat, l-am pus pe site-ul primăriei, stă acolo 48 de zile și este public, în chestia asta nu cred eu, din capul locului. Pentru că ei mai tineri și ăia care folosesc tastatura zilnic, ăia au acces, dar nici ăia nu o să se ducă în zona aceea, mai degrabă pe joburi și pe alte zone se duc, dar ăia mai în vârstă, care își așteaptă talonul de pensie în fiecare lună, eu sunt absolut sigur și facem și un concurs internațional, dacă doriți, la Salina Turda pe tema asta, ăia niciodată nu o să se uite pe site-ul primăriei să vadă defalcat pe capitole, tineret, social și tot. Știți foarte bine despre ce vorbim. Cum o faceți cunoscută, transparența asta? Păi există mijloace care există și acum enumerate în lege, le zice dezbatere publică, dar toată lumea se ferește de ele. Dezbatere publică, cum o înțeleg eu, este acea dezbatere în care vorbești cu oamenii, nu
pui pe site un proiect de fotoreglere. Deci sunteți de acord cu mine că nu. Pui și pe site, pui pe pentru site. Că ai o nișă de public, ai o nișă de locuitori ai municipiului care se uită pe site zilnic. Și deci pui pe site ca să, oamenii să se poată interesa. Și restul duci din casă în casă. Și aduni oamenii. Îi aduni într-un loc comun, pe cartiere, pe străzi, pe cum se poate organiza. Și dacă ați fi dumneavoastră primar, ați face chestia asta? Da, asta aș face. Primul an, că după aia spune, nu primul an. Dă-o, măi, acum de fiecare dată, dacă îi adun, trebuie să dau în și primul un rând, trebuie să dau și o bere, dar asta nu se practică numai din patru ani, așa se face, nu la campanii. Ce nu v-a plăcut, domnul Pintea? Discuția asta vă referiți, da? La discuția asta cu transparența. Vă spun eu de ce zâmbeam. Noi trebuie să înțelegem un lucru. Dacă suntem deschiși și onești în relația cu partenerii noștri, fie că sunt parteneri de afaceri, fie că sunt cetățenii unui oraș, care sunt partenerii noștri în viața de zi cu zi, acea relație durează mulți ani, dacă ești cinstit. Și suntem, cred că, de aceeași opinie că dacă încercăm... Pe bec, după aia e mai nasol. E mai greu să o dai, să o iei înapoi și rămâi cu acea... Așa este. Titulatură, să zicem. Ceea ce menționa Andrei este ceea ce trebuie făcut în fiecare an. Trebuie să fii deschis cu toată lumea. Dacă există, dăm un exemplu, o lucrare de modernizare a unui drum de 100 de metri. De ce să nu facem o licitație publică pentru acea lucrare, deschisă cu toată lumea? Dom'le, câți oameni vor să participe la licitația? Haideți aici, uite, în sala asta, înțelegeți-vă cine dă prețul cel mai bun să o preia. Eu cred că asistăm la foarte multe exemple în care licitațiile sunt publicate prin ziare de tiraj subunitar. Bine, dar există și așa mai departe. Nu există o legislație care prevede niște chestiuni punctuale? Lucrurile, în general, trebuie procedat? Pot fi formulate deschis și clar sau pot fi formulate echivoc și ambigu. Cred că de foarte multe ori se folosește varianta a doua tocmai pentru a complica lucrurile. Știți de ce se folosește? Pentru că e foarte greu după aceea să le aduci la numitor comun ambiguitatea aceea dintr-o hotărâre de cele, de Consiliu Local, cu o lege a țării, pentru că eu am citit, nu știu, am citit în cărți și în reviste, că în România, de obicei, nu toate, că în România, de obicei, legile se dau cu niște portițe pe care poți intra, poți ieși, poți bloca portița și probabil din cauza aceasta, ca să fie la unison o hotărâre de Consiliu Local, o licitație cu legislația națională, ca să nu fie alte sincope. Bine, acum am zis-o la modul, hai să zic așa, mai... sarcastic, sau cum ați spus dumneavoastră la început, da. Că mi-a plăcut. Și nu vă contrazic, aveți dreptate. Din păcate, exemplele de genul ăsta dovedesc o viziune pe termen scurt, îngustă, cu obiective mici. Adică, hai să o dăm echivoc și ambigu, să nu înțeleagă nimeni, să ne înțelegem eventual noi doi, să ne rămână și nouă un 5-10% din toată treaba și ne bucurăm că am fost genii. Dar eu zic că este mult mai avantajos pentru toată lumea, inclusiv noi doi, aceste două personaje imaginare, să construim ceva care durează 20 de ani, 30 de ani și să vedem că lucrurile evoluează într-o direcție dorită de tot. Uitați, aoleu, a trecut vremea, imediat suntem chiar la finalul ediției de astăzi. Ediție, din punctul meu de vedere, foarte interesantă la Proiect România. De fapt, acum vorbim chiar de un Proiect România, chiar de un proiect al municipiului Turda. Foarte mulți oameni din România, dacă stau și mă gândesc inclusiv la capitala țării, în București, ceva de calibrul dumneavoastră, o asociație, mă gândesc la asociația renumită Salvați Bucureștiul și foarte multe altele, la un moment dat zice așa omul, fără să-i dau numele: până acum am mers cum am mers, n-am avut pârghiile și eu eram la cheremul primarului de sector H. Hai că acum mi se permite, inclusiv pe legea nouă cu partidele, hai să mă bag, să mă înham. Și chiar dacă zic în primă instanță că sunt un mare independent e foarte greu să ajungi ca primar și inclusiv ca și consilier județean sau local. Eu zic așa, vă facem noi acum în platou aici, primarul
municipiului Turda. Care ar fi primii pași? Pe care transparența am înțeles-o, logistica sau infrastructura am înțeles-o. Care ar fi prima săptămână a dumneavoastră, în afară de faptul că ar trebui să luați la puricat cam ce s-a întâmplat în primăria aceea, că actualul primar cred că stă de câte mandate stă în fotoliu? 3. N-am eu nimic. Domnul primar de Turda a fost de multe ori în acest platou, dar 3 mi se pare mult. 3 mandate și 2 de... Da, dar nu vi se pare mult? Mie mi se, de la Cluj mi se pare mult. Poate că și altora, din alt oraș, municipiu al Transilvaniei, se pare mult că la Cluj domnul Emil Boc stă de multă vreme în același fotoliu. Bine, a mai schimbat fotoliile cu fotoliul de Victoria de la Palat. Nu e important ce gândesc eu despre asta. Face? Așa m-ar interesa pe mine. Dacă ați ieșit dumneavoastră primar și mă duc anul viitor cu o echipă de filmare, uși închise, nimic pe avizier, și mi-aduc aminte, mă, acum un an de zile am povestit cu oamenii ăștia despre transparență, despre tot ce înseamnă contact direct cu cetățeanul. Nu s-ar întâmpla. Nu s-ar întâmpla ce a spus dumneavoastră acum. Nu s-ar întâmpla ce am zis eu acum. Eu sunt foarte conștient că ar fi extraordinar de greu. Cine își închipe că ajunge acolo și o să curgă miere și nu știu ce, se înșală, pentru că eu sunt extraordinar de convins că primii 3-4 ani vor fi grei, pentru că trebuie să schimbi o grămadă de lucruri care trenează de ani de zile. Da? Da. Eu văd că așa sunteți un spaiment din ăsta, cum au inclusiv candidații acum la Casa Albă, pentru că întoi campania în Statele Unite, un om care îi stă în coastă prietenului și colegului, da? În sensul bun. În sensul bun. L-ați sprijinit într-o chestie din asta, într-un proiect, un proiect pe care l-am gândit eu acum la masă aici cu dumneavoastră? Eu o să vă răspund și o să vedeți că sprijinul meu va consta în ceva foarte elocvent. O să vorbesc despre o conotație a cuvântului independent. A zis că un primar independent cum s-ar descurca? Un primar independent nu înseamnă că va fi un primar singur. Independența este... Politică. Politică sau de orice natură. Înseamnă că nu ții parte nimănui. Da. Eu așa o înțeleg. Dar faci politica comunității. Faci politica cetățenilor care te-au votat și nu doar a lor, și a celorlalți, a tuturor cetățenilor. Dar nu înseamnă că ești singur. Ești de parte a lucrurilor care trebuie făcute în acea comunitate. Dar ești independent de anumite influențe. Ați sta lângă prietenul dumneavoastră Adrian și dacă ar fi primar? Sau atunci s-ar mai despărți un pic lucrurile? Eu îl cunosc foarte bine de ani de zile, pe Andrei Suciu. Și este poate cea mai apropiată persoană de profilul unui independent dintr-o grupul nostru. Nu trebuie să-l asigur eu de sprijinul meu ulterior. Asta e ceva normal. Eu o să îl ajut să primească sprijinul tuturor celor de care are nevoie, pentru că acea independență poate fi menținută și după o victorie, în contextul în care știi să-ți aduci lângă tine oamenii potriviți. Stimați domni, eu vă mulțumesc foarte mult pentru această emisiune, analiză, pentru că, de fapt, așa aș putea să o denumesc jurnalistic. Eu cred că foarte multă lume a rămas cu foarte multe idei bune și de folos tuturor comunităților din România după această discuție. Eu vă mai aștept și cu alte ocazii, chiar dacă îmi iese povestea și ne iese povestea cu primăria Turda la domnul Andrei Suciu, atunci vom face o ediție Povești Adevărate la Proiect România. Mulțumesc, da. Baftă multă și să fiți mândri că sunteți din Turda și că faceți tot ce faceți pentru orașul nostru iubit. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc. Oameni buni, cam atât. Ați văzut oameni frumoși, oameni deștepți, oameni de care are nevoie Transilvania, oameni de care are nevoie România și cu care ne întâlnim, din păcate, destul de rar, pentru că politicienii își alocă prea mult timp pentru a fi în față. Dar poate că se vor mai schimba lucrurile, poate că acele fețe noi despre care se tot vorbește în ultima perioadă își vor face apariția. Atât la Proiect România, rămâneți musai alături de Televiziunea Română. La revedere!